Bună ziua și bine v am regăsit la cartea la minut de azi, care este Crimă și Pedeapsă de Fiodor Dostoevski. Probabil că ați auzit de această carte pentru că este cea mai celebră scrisă de autorul rus. Chiar recent a apărut într-o reeditare la editura Litera pe la chioșcuri, într-o ediție cartonată, cred că la fel de frumoasă ca cea pe care am citit-o eu, la prețul de 10 lei. O recomand, chiar dacă nu o citiți acum, măcar țineți-o în bibliotecă, pentru ca, la un moment dat, să vă apucați de ea. Este un clasic uh, perpetu, fiind uh, un roman polițist, un roman de aventuri, un roman de dragoste, un roman psihologic, un roman social, în fine. Uh, poate fi etichetat oricum, în orice caz este un roman foarte, foarte bun ca să nu fac prea multe spoilere, fiind crimă și pedeapsă, este vorba evident de o crimă, a unui tânăr, student, dar care de sărăcie se lasă de studii, dar foarte conștient de superioritatea lui. Așa încât cu aerele lui de sărăcie, dar și de superioritate, se gândește să facă un act de dreptate și să scape lumea de o ploșniță. Această ploșniță fiind de fapt o bătrână cămătăreasă, urâtă și rea, la care de la care el mai împrumuta uneori niște bani. Își face un plan și înfăptuiește aproape crima perfectă doar că în momentul în care o ucide cu toporul paranteză, scena pe care o descrie Dostoevski așa mai impresionat încât am avut un coșmar noaptea deci o scenă thriller închid paranteza tocmai după ce a înfăptuit crima, intră servitoarea babei și Raskolnikov e nevoit să o moare și pe ea Deci o crimă dublă După această crimă sunt o mulțime de gânduri Și o mulțime de crize psihologice ale personajului principal Care ă, acum la treia recitire a acestui roman Nu mi-a mai plăcut atât de tare În schimb mi-a plăcut un personaj feminin Marmela Dova Care este căsătorită cu un bețiv și e mama trei copii după ce își bate soțul că vine acasă beat, acesta la un moment dat moare și ea rămâne văduvă cu trei copii. Ei bine, acest personaj intră în crize de isterie și joacă scene de comedie, apoi de tragedie, iar Dostoevski reușește atât de bine să redea personajul acesta încât am văzut o aivea și a rămas foarte impresionat de ea. Mai există un personaj, Sonia, care este o tânără curviștină, fata vitregă a Marmeladovei, care deși păcătuiește, este cu sufletul la Dumnezeu și reușește să-l convingă pe Raskolnikov să se căiască. Iar un alt personaj care mi-a plăcut este Zvidrigailov, un un om destul de cinic, personaj, un fel de personaj negativ, de fapt nu total negativ pentru că personajele lui Dostoevski au lumini și umbre, un personaj destul de cinic care are teoriile lui și care mi-a plăcut pentru că mi s-a părut destul de uman, înzestrat cu păcate, cu vicii, dar destul de inteligent să le conștientizeze și să judece lumea este un personaj tipic dostoevskian pe care îl găsim la un moment dat într-o formă sau alta în toate romanele lui Dostoevski. Fiecare om ar trebui să citească la un moment dat crimă și pedeapsă sau măcar să se străduiască să o facă. La revedere!